Cum văd agricultura responsabilii de la minister, care sunt problemele și soluțiile urgente, ne explică pas cu pas ministrul Adrian Oros într-un interviu acordat colegilor noștri. Palatul Ministerului Agriculturii, una dintre cele mai emblematice edificii ale Bucureștiului, printre puținele care și-a păstrat destinația pe tot parcursul existenței sale, adică din 1895 și până în prezent, timp în care a purtat emblema agriculturii sub diferitele ei forme de organizare, structurare și sub diverse regimuri. O după amiază de iunie în care ploaia, parcă rușinată de întârzierea cu care a venit după mai multe luni de absență, bătea rezervată în geam. Într-una dintre fastuoasele încăpere ale fastuoasei clădiri, purtăm o discuție profesională cu actualul ministru al Agriculturii, profesorul universitar Adrian Necheta Oros, despre strategia dezvoltării agriculturii în contextul actual. Domnul ministru, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Bine ați venit. Să fiu sincer, mi-ar fi plăcut că această discuție, acest interviu, să-l facem în teren. Îmi place foarte mult să fac lucrul ăsta, dar vremea nu ne permite, așa că ne-am permis să venim aici și să stăm un pic de vorbă, să detaliem aspectele importante ale agriculturii, să spun cât o să reușim în cele 20 și ceva de minute pe care le avem la dispoziție. Dar aș vrea să începem, cum se spune, cu începutul. Am sezizat în teritoriu că foarte mulți se întreabă sau se întrebau, probabil acum din ce în ce mai puțin, cine este Adrian Oros. Și aș vrea așa, într-un minut, să parcurgem principalele elemente ale vieții dumneavoastră. Sunt născut în județul Cluj, în orașul Gherla. Sunt medic veterinar. Am ales acest lucru pentru că aveam în familie foarte mulți veterinari. Doi frați de-a bunicului meu și doi frați de-a tatălui meu erau tehnicieni, respectiv medici veterinari. Am ales și medicina veterinară și pentru că era singura facultate la care nici nu se dădea admitere, dar nici nu se făcea o oră de matematică. Eu aveam... Înțeleg că nu prea o agreați. Îmi plăceau biologia, chimia, eram cheam olimpic la biologie. Îmi plăceau aceste materii și mai puțin științele exacte, ca să spun așa. Mai mult științele vieții. Și după 2 ani de medicină veterinară, de liberă practică, la un dispensar veterinar la marginea județului, la limita cu județul Sălaj, s-a evit ocazia și am dat un concurs pentru un post la Direcția Sanitar Veterinară, la laborator de toxicologie. Nu știam că peste an o să devin profesor de toxicologie atunci când am luat acel concurs. O să ajungem și la acest moment. Apoi am dat un concurs pe un post de asistent la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj, la Catedra de Patologie și Clinică Medicală, condusă pe vremea aceea de domnul profesor Ghergariu. Ați ajuns în politică, Comisia de Agricultură, Camera Deputaților? Am ajuns în 2012 în Comisia de Învățământ, inițial, pentru că atunci când s-au constituit comisiile, n-am avut loc în Comisia de Agricultură și m-am dus în Comisia de Învățământ, fiind și prorector la acea vreme, de fapt și acum sunt proiectorul USAMV Cluj. Și dacă n-am încăput la agricultură, m-am dus la învățământ. Am zis să mă duc într-un loc unde cât de cât mă pricep. În 2016 am avut șansa să devin vicepreședintele Comisiei de Agricultură a Camerei Deputaților, iar din noiembrie 2019, aici. Care este imaginea dumneavoastră formată după atâtea contacte pe care le-ați avut cu fermierii și aici la minister și mai ales în teritoriu? Ce imagine v-ați format așa? Cum merg lucrurile? Unde scârție, să spun așa, să folosesc un termen, un cuvânt mai puțin academic, și unde funcționează? Să știți că scârție în foarte multe locuri, dar scârție mai puțin sau mai mult, depinde. Pentru că sunt legi sau măsuri care în intenția lor inițială au fost foarte bine gândite, dar fiind aplicate prost sau interacționând cu alte măsuri sau legi care au apărut pe parcurs, nu mai poți să le duci la bun sfârșit. Sau sunt interpretate de diferite entități. Pentru că de fiecare dată, cu acea lege sau cu acea normă, operează mai multe entități. Și nu întotdeauna acele entități înțeleg spiritul în care a fost făcută acea reglementare. Și foarte, foarte multe probleme din teritoriu vin
din acest mod de interpretare greșită a unei norme legislative sau din, sigur, modul voit în care este interpretată în mod eronat. Și am observat acest lucru între, de exemplu, conflicte pe baza unor conflicte legislative, pe baza unor proiecte de legi sau unor legi care ar trebui să le aplici între autoritățile publice locale și asociațiile de fermieri. Sau chiar între diferitele categorii de fermieri, cei din sectorul vegetal sau cei din sectorul zootehnic. Da. Sau modul cum interpretăm noi la Ministerul Agriculturii și de concentratele din subordinea noastră, unde ne intersectăm cu colegii de la Ministerul și de concentratele de la Ministerul Mediului. Aparent, legislația există în orice domeniu, chiar este foarte stufoasă, dar nu întotdeauna există o coerență în modul de interpretare și în modul de aplicare a acestei legislații. Și de aceea, de multe ori, lucruri simple pentru cel care vine să rezolve problema și căruia li se pare de neconceput că acea problemă să nu se rezolve, nu se poate rezolva, pentru că fiecare instituție publică o interpretează într-un mod particular, cu argumente pertinente, dacă stai și ascult pe fiecare. Haideți să intrăm un pic în problematica strictă a ceea ce înseamnă Ministerul Agriculturii și aș vrea să ating câteva subiecte. Cooperativa Unirea. Ea, din câte știu, înființată cu un an și ceva în urmă, nu mai știu exact, a avut un scop, cel puțin așa l-am înțeles noi și l-a înțeles opinia publică, de a veni în sprijinul micilor producători în mod deosebit, în a le asigura valorificarea superioară eficientă. Care este opinia dumneavoastră acum? A fost bine? Este de perfectat? Ceva aici continuă? Ea a fost salutată de o bună parte dintre agricultori? Poate nu de toată lumea? Eu am să vă spun foarte deschis ce cred. Ideea de a-i sprijini pe cei, în general pe fermierii mici, care în România, în ultima perioadă, știu să producă foarte bine. Cele mai mari probleme pe care le au fermierii mici sunt cele de a-și vinde, de a-și vinde produsele. Și nu numai asta, pentru că ei fiind mici, fiind divizați, nu au o putere de negociere nici atunci când doresc să-și vândă produsele, dar nici atunci când își procură inputurile. Singura soluție realistă și care există peste tot în Europa și a fost dintotdeauna este unirea lor în acele cooperative. Corect, un subiect pe care noi l-am susținut iar întotdeauna. Iar statul, asta trebuie să facă, să sprijine aceste cooperative, să-i stimuleze. Există legea cooperativelor care e foarte bună. Nu au fost suficient încurajați, nu au fost suficient informați. Acum, sunt mai multe cauze. Există și o mare grad de neîncredere și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar această neîncredere a fost pe alocuri și întreținută de unii lideri ai mediului asociativ care și-au folosit la un moment dat puterea doar pentru sine sau pentru un grup foarte restrâns și ceilalți nu mai au încredere. Noi le spunem, asociații, vă faceți cooperative. Și ei îmi spun, da, s-a întâmplat aia, nu au încredere. Dar singura soluție realistă este această asociere economică care se numește cooperativa. Din fericire, există în aproape fiecare zonă din țară și în aproape fiecare domeniu de activitate în agricultură, există aceste cooperative care funcționează foarte bine și am văzut, care reușesc și să procure niște inputuri la niște prețuri foarte, foarte bune și să-și vândă toată marfa. Asta este soluția și asta trebuie să facem noi. Și asta am spus și în perioada de tranziție, dar și în nou program național strategic, una dintre prioritățile noastre să fie să stimulăm cooperativele, să stimulăm mediul asociativ și să punctăm pentru măsurile de depozitare, procesare, pentru că acolo suntem noi deficiți, să punctăm în plus cooperativele să aibă aceste spații de depozitare și procesare, să-și valorifice producția la niște prețuri mult mai bune, care să-i facă să rămână pe piață și să concureze cu produsele care vin din cealaltă parte. Pentru că, vedeți, există o discuție continuă cu ce se întâmplă cu produsele românești. Și foarte multă lume nu le spune oamenilor deschiși că, atâta vreme cât facem parte dintr-o piață unică, noi nu putem, din punct de vedere administrativ, să oprim comerțul intracomunitar. Există încă reticența aceasta a multora dintre fermierii mici, în mod deosebit, de a se coagula în forme asociative.
Ce facem până când ei se conving singuri de necesitatea și de importanța și de cât de eficient ar fi pentru ei să se unească în aceste structuri? Eu am avut mai multe discuții și cu primarii și cu președinții de consilii județene. Și trebuie să recunoaștem și trebuie să preluăm și noi modele din altă parte. Ceea ce face Ministerul Agriculturii de aici, de la București, cu banii care vin de la Comisia Europeană, banii care vin de la buget și încercăm să îi împărțim în așa fel încât să ajutăm sau să sprijinim fiecare domeniu de activitate din agricultură sau industria alimentară, dar și fiecare regiune, pentru că trebuie să fim foarte echilibrați. Dar pe lângă efortul pe care îl face statul, ar trebui la nivel județean, la nivel local, pentru că există o anumită specificitate, ca fiecare entitate de aceasta, Consiliul Județean sau Primărie, să facă ceva, în așa fel încât eforturile conjugate să aibă rezultat. Repet, eu cred că dacă vom avea o campanie pentru sprijinirea micilor producători și pentru sprijinirea și promovarea produselor românești, și această campanie nu o face doar Ministerul, o face toată lumea. Și cei de la Primărie, și cei de la Consiliul Județean, și cumpărătorul, și Ministerul. Deci dacă toți facem acest lucru și venim cu măsuri concrete de sprijin, de finanțare a unor măsuri pentru produsele tradiționale, pentru schemele de calitate. Pentru că aici iarăși vreau să fac o paranteză. Din păcate, noi stăm destul de prost, să zic așa, la înregistrarea unor scheme de calitate la nivelul Comisiei, în așa fel încât să putem promova produsele locale, produsele tradiționale, produsele rețetă consacrată, produsele, nu știu, etice. Forme pe care celelalte țări le-au găsit, forme mascate de a-și promova produsele din țările respective. Dar le spun produse locale, produse tradiționale, le spun altfel. În așa fel încât se poate să le promoveze. Asta trebuie să facem, noi trebuie să facem, cum să vă spun, să facem constant, nu doar în anumite perioade, că sună bine, să facem constant și să facem toți. Și eu sunt convins că doar așa dă rezultat. Un alt subiect, să fiu sincer, aproape că n-aș mai fi vrut să-l abordez, pentru că a fost și este mult discutat, dezbătut și de altfel este și de actualitate, seceta. Da. Știu că aveați termen chiar astăzi, 15 iunie, când să termine centralizarea suprafețelor afectate de această secetă. Întrebarea ar fi, și eu și-o pun fermierii, că nu întâmplător am abordat acest subiect, când, care este cuantumul despăgubirii? Bănuiesc că e greu să spuneți. La ora prânzului, când am discutat ultima dată cu colegul secretar de stat care se ocupa, aveam 1,3 milioane hectare. Adică procente de calamitate. Da, până în după masa aceasta, la ora asta probabil avem cifra exactă. În diferite procente. Deci tot ceea ce este peste 30%. Va intra în programul ăsta În programul de... Cu siguranță banii o să-i dăm înainte de începerea campaniei de toamnă, pentru că oamenii au nevoie să îi folosească și noi în următoarele zile facem prenotificare, pentru că trebuie să facem, să notificăm comisia, facem o prenotificare la comisie în care fundamentăm de ce dăm aceste ajutoare pentru secetă, separat de ajutoarele pentru COVID, unde am obținut acceptul comisiei să utilizăm cele 80 de milioane care le avem, să zic așa, la dispoziție din măsuri neaccesate și care au rămas la acest final de PAC. Fiind vorba de bani de la buget, trebuie să notificăm comisia, cu siguranță că o să primă aprobare comisiei, dar așa este regula. Așa este regula. Și speranța noastră este, și cu siguranță așa va fi, înainte de a începe campania din toamnă. Puteți avansa o sumă aproximativă, nici nu știu, pe hectar, pe procent calamitat, pe nivel de producție, pe nivel de cheltuieli la hectar? Deci sunt mai multe, greu de... Da, sunt mai multe tipuri de calcul și unele sugestii ne-au venit chiar din partea fermierilor, a liderilor, unor asociații. Cum ar fi mai corect pe venit, așa, pe cheltuieli, pe suprafață, pur și simplu. Și acum chiar în acest stadiu stăm să măsurăm foarte bine, contează și cum notificăm la comisie, cum ar fi mai corect, mai obiectiv, mai echitabil să dăm aceste despăgubiri. Dar în foarte curând o să anunțăm exact cum facem și care e cuantumul.
poate că nu aveam chiar așa o situație de gravă generată de secetă dacă funcționau sistemele de irigații. Ce s-a întâmplat până acum, nici nu vreau să mai discut, se știe toată lumea, s-a tot vorbit de distrugere, de sustragere, de nu știu ce, din aceste sisteme, aripi de ploaie, stații distruse și așa mai departe. Ce facem? Înțeleg că suprafața irigată la momentul ăsta este destul de mică, față de cel puțin, dacă mă raportez doar la suprafața arabilă a țării, la 9 milioane și ceva, un milion și ceva, poate nici atât, este nesemnificativ. Dumneavoastră aveți de acum, fiind și trecând și prin Parlament, o viziune mai mare asupra, mai largă asupra acestor aspecte. Avem atâtea bazine hidrografice, apă slavă Domnului, și noi ne chinuim să o pompăm din Dunăre până la... Ne batem cu legile fizice, da. Exact. Acum trebuie să recunoaștem că vechea infrastructură de irigații, așa a fost gândită. În bună parte, apa este utilizată din Dunăre și este împins, pompată uneori în 7 trepte. În județul Constanța avem 7 trepte. Încât dacă fermierul ar trebui să plătească și n-ar fi acel program apa gratis, mulți fermieri nu ar recurge. Și atunci, dacă noi eu am mai spus și cu alte ocazii, deci dacă s-ar fi reușit în această perioadă să se repare toată infrastructura veche, acel program național de reabilitare în care urma să se cheltuie 1 miliard de euro pe 4 ani, 2017-2018-2019-2020, toată infrastructura principală trebuia reparată. În paralel, trebuiau, ca pe măsura 4.3, inițial a fost 125, asociațiile de udători să facă reparațiile la infrastructura secundară și toți fermierii să aibă și echipamente de udare. Deci asta a fost situația fericită. Atunci, abia dacă reușeam să irigăm astăzi 2 milioane de hectare, dar mult prea puțin față de cele 9 milioane de care dumneavoastră spuneați, sau mult prea puțin față de zonele care astăzi sunt afectate de secetă. Și de aceea trebuie, pe lângă repararea de urgență, în regim de urgență și foarte serioasă a vechii infrastructuri, să începem lucrări de irigații în zone care niciodată n-au avut, dar în care există acea rețea hidrografică generoasă, dar care trebuie folosită mai inteligent. În așa fel încât să nu avem costuri de exploatare apoi, chiar dacă inițial parcă mai scumpe, lucrări mai scumpe, dar pe termen lung să se poată amortiza și să apa să ajungă la fermier la un preț acceptabil. Avem 3 proiecte care vrem să le începem. În curând o să putem discuta mai în amănunt. Reabilitarea părții vechi, să grăbim lucrurile. În zona Banatului avem un studiu făcut de Universitatea de acolo și de Clubul Fermierilor, un studiu care să reabiliteze toată infrastructura de desecare, pentru că acolo există o infrastructură de desecare de pe vremea Imperiului. Și ei au găsit soluții că acea infrastructură de desecare să poată fi utilizată și ca infrastructură de irigații. Și, pe urmă, vechea lucrare, canalul Siret-Bărăgan, să deschidem și partea aceea. Deci ar fi 3 șantiere, 3 puncte de lucru care ar trebui, da, și care să, sigur, să alocăm bani mulți, bani suficienți, pentru că în cei 3 ani de zile, din acel miliard s-a alocat sub 200 milioane de euro, s-au alocat 528 de milioane de lei. Acum când am dat drumul la apă pe toate canalele, irigăm cam 380.000 de hectare. Dar în Ministerul Mediului au și ei resurse, slavă Domnului, pentru domeniul lor de activitate. Infrastructura principală la care faceți referire, până la urmă, îmbunătățește și calitatea mediului în zonele respective. De ce să nu participe cu fonduri la asemenea investiții? Pentru că au resurse, adică au și fonduri repartizate pentru mediu. Poate că, în colaborare cu dumneavoastră, ar putea contribui la susținerea financiară a acestor investiții. Eu m-aș bucura să se întâmple acest lucru. Deocamdată avem o discuție așezată și cu niște promisiuni ferme din partea Ministerului Fondurilor Europene pe niște sume considerabile, în așa fel încât toate cele 3 șantiere să le pornim. Și dacă vin și cei de la mediu, e foarte bine. Dar... Da, asta să vedem. E o discuție care trebuie să bănuiesc. Aici relația cu Ministerul Mediului, fermierii au alt tip de problemă și eu am încercat să o mediez. Și până la un punct se poate, până de la un punct nu se poate.
mulți fermieri doresc și au capacitatea de forare. Și doresc să foreze la mari adâncimi, în așa fel încât să aibă apă. Pentru că au capacitatea financiară să facă acest lucru. Și de la Ministerul Mediului primesc avize doar până la 15 metri. Și acolo sunt niște lucruri care cei de la mediu spun de ce se pot face aceste forări doar până acolo. Iar noi de la Ministerul Agriculturii nu putem trece peste rigorile Ministerului Mediului să îi ajutăm altfel pe fermieri, pentru că am zilnic solicitări, acum de când au început ploile mai puțin, dar în acea perioadă de secetă, mulți fermieri spuneau: domnul ministru, eu vreau să forez, am capacitate, am bani, am găsit și nu-mi dau voie cei de la mediu. Dar care e motivația pentru cei 15 metri de ploi? Cei de la mediu spun că dacă se forează la mare din cim și aceste puncte de forare sunt multiple și haotice, fără niște studii, și durează vreo 7 luni studiile până când ar putea să stabilească exact volumul de apă, da, straturile, agrifere. Ar putea să dea peste cap tot ce înseamnă arhitectura aceea de apă subterană. Și că acolo trebuie făcute lucrurile într-un anumit fel. Acum, probabil, eu nu știu foarte multe lucruri, dar probabil au și ei dreptatea lor. Că dacă, și îmi dădeau exemplu Dakota și Texas, unde s-a dat drumul la acest tip de foraj. Ani de zile, 30 de ani de zile, a fost principalele furnizoare de porumb din America, iar după 30 de ani de zile au distrus toată pânza freatică și acum e deșert în cele două state. Da. Deci trebuie să avem grijă de natură când forțăm lucrurile. Da, fiindcă vorbeați de deșertificare, mi-a venit în minte lucrările de combatere a eroziunii solului. Nu știu dacă știți, din 90 încoace nu au fost alocate, cred că niciun an, nici măcar un leu pentru combaterea eroziunii solului, și dumneavoastră spuneați de lucrări care menite a păstra cât mai mult apa în sol, dar este foarte important și eroziunea, combaterea eroziunii solului, pentru că am văzut ce se întâmplă cu colmatarea vadurilor de ape, inundații și așa mai departe. Distrugerea unor, mai ales în condițiile în care se mai distrug și pădurile, ce nenorociri sunt în multe zone ale țării din cauza lipsei lucrărilor de combatere a eroziunilor. Știți că a existat un institut la Perieni, nu știu dacă mai funcționează, cred că nu, cu stațiuni în mai toată zona, în mai toată România, în zonele cu mai afectate de acest proces. Vă gândiți, aveți colaborare cu cei specialiștii din domeniu care să vină să aducă, să facă niște studii, să facă propuneri pentru susținerea acestor lucrări? Da, noi am început de vreo lună un studiu mai complex, pe practic o strategie de gestionare a apei. De la asta am plecat. În care irigațiile sunt doar o parte componentă. Aici e vorba și de aceste lucrări de prevenire a eroziunii solului, de prevenirea deșertificării, cu cei de la Ministerul Mediului, cu cei de la Academie, cu câteva institute care sunt dispuse și mai au specialiști ca să inclusiv cu fostul ISPIF. Încă sunt oameni acolo care știu lucruri și există studii făcute de-a lungul timpului. Specialiști care trebuie valorificați. Camerele agricole, direcțiile agricole, Simona, colega mea, știu că o frământă subiectul și vrea să vă adreseze întrebarea aceasta. Da, spuneați încă de la început, de când ați preluat mandatul de camerele agricole, și aveați o idee cumva de transformare a direcțiilor agricole județene în camere agricole? Oarecum de transformare. Mai susțineți această... Bineînțeles. Pentru că sunt singura țară care avem direcții agricole. Deși toată agricultura din România se petrece în mediul privat, noi avem un organism de stat care coordonează, pe lângă foarte multe alte instituții care reglementează, care verifică, care inspectează, avem și o instituție care coordonează activitatea din agricultura unui județ. Nicăieri în Europa nu există asemenea instituții. Peste tot există, în schimb, camere agricole, care sunt niște entități private, care, fiind entități private ale fermierilor, ale tuturor fermierilor și agricultorilor dintr-un județ, reprezintă cu adevărat interesele lor și rezolvă foarte multe probleme
de ecosistem, de probleme interne pe care statul niciodată nu se le poate rezolva, de multe ori le încurcă. Începând de la raportări fictive de suprafețe, de la ei și le reglează între ei, pentru că dacă ești dat afară din camera agricolă pentru că ai făcut o felul de năzbâtii, tu nu mai existi ca fermier. Și atunci totul se reglează în interiorul acelei entități private. Statul vine doar să sprijine ceea ce au decis împreună. Care e măsura de sprijin pentru domeniul respectiv. Și nu mai intri tu ca și stat să rezolvi probleme. Noi zilnic trimitem echipe de control să rezolvi tot felul de diferende dintre fermierul X și fermierul Y. Oricum, statul nu le poate rezolva, se lasă cu niște procese verbale care se înaintează la alte instituții și lucrurile se consumă timp, se consumă energie și lucrurile oricum nu merg bine. Am văzut că peste tot unde există camere agricole, lucrurile funcționează foarte bine. Fermierii sunt mai bine organizați, sunt mai puternici în fața instituțiilor, dar și în fața altor, să zic, altor categorii cu care ei negociază și lucrurile sunt mai sănătoase. Și de aceea am spus că avem nevoie urgentă de aceste camere agricole și întrebarea a fost atunci unde o să funcționeze și cu ce personal. Pe în prima fază o să funcționeze în sediile în care funcționează direcțiile agricole și cu personalul de la direcțiile agricole și cu bugetul acesta. Timp de 4 ani, de 5 ani, cât se va decide prin lege. Deci, înțeles? Practic, direcțiile agricole, iertați-mă, sigur, direcțiile agricole nu se vor mai numi așa, vor fi camere agricole. Camere agricole. Și va fi legătura dumneavoastră cu teritoriul. Statul, conducerea efectivă, executivă a camerei agricole va fi asigurată de către un fermier ales și nu numit politic. Și atunci nu o să mai poată ministrul să sune pe directorul de la direcția agricolă să-i raporteze producții mari, pentru că o să spună: domnul ministru, nu mă interesează, eu știu exact ce am aici. Sau angajează-l pe nepotul, o să spună: nu am postul respectiv, eu mă angajez alt om. Iar toți angajații directorilor agricole, în prima fază, vor fi angajați acestor camere agricole. În timp, treptat, statul se va retrage, așa s-a făcut peste tot, m-am interesat, statul se retrage în 5 ani, 6 ani, nu știu, și rămân să se gospodărească ei în acele sedii din bugetul pe care îl au și păstrează angajați atât cât sunt nevoie pentru lucrările de care au ei nevoie acolo. Așa funcționează peste tot. Sunt camere agricole, contează de zonă. Aici, în zona de sud, sunt anumite nevoi, o să-și angajeze anumiți specialiști. În zona de munte, alți specialiști. Am văzut că camerele agricole se ocupă de învățământul dual în alte state. Rezolvă foarte, foarte multe lucruri care, practic, sunt niște nevoi ale fermierilor din acea zonă. Ministerul vine doar să sprijină câte o inițiativă a unei camere agricole. Nu dă ordine ministerul și unui director de la direcția agricolă care să facă niște lucruri în care el nu crede. Practic, ministerul are un partener pe președintele acelei camere agricole, iar toate propunerile vin de acolo. Ministerul intervine doar sprijinind într-o anumită măsură, cât este posibil. Colegii în Parlament au scos de la sertar legea camerelor agricole, care o țineau de vreo 10 ani și vor să... Eu mă bucur că o reactivează, să dăm drumul și o punem în practică.